Ca să fim corecți, meritul aparține în egală măsură Universității Creștine Dimitrie Cantemir, dar și Asociației Naționale de Filosofia Dreptului, o asociație deosebit de reputată, cu un prestigiu înalt, alături de care ne-am conjugat eforturile acum 3 ani, când am depus candidatura României pentru a găzdui acest congres. Am fost prezenți acolo atât eu cât și președintele asociației, domnul profesor Ion Craiovan, domnul secretar general al asociației, profesor universitar dr. Mihai Bădescu, și am găsit argumentele necesare, profesionale pe de o parte, logistice și financiare, trebuie să o spunem, pe de altă parte, pentru a dobândi calitatea de organizator al acestei ediții jubiliare, a 30-a ediție, a prestigioasei Asociații Internaționale pentru Filosofia Dreptului și pentru Filosofie Socială. O asociație fondată în 1909 de mințile luminate ale epocii, de regulă fiind acele minți reprezentate de școala germană și de școala americană de filosofie socială și de filosofia dreptului, care au intuit faptul că omenirea intra într-o nouă epocă și practic și-au creat această asociație sub cupola căreia au gândit reinventarea destinului la scară universală pentru societatea omenească. Această asociație s-a poziționat deosebit de înalt în cei peste 100 de ani de existență, fiind un for de dezbatere, un for care a identificat soluții pentru mersul înainte al lumii, iar în componența sa au intrat prestigioase figuri din domeniul științelor sociale, din domeniul dreptului, din domeniul filozofiei, din domeniul sociologiei, astfel încât noi ne-am asumat o mare răspundere, pentru că ediția fiind a 30-a, mai mult decât atât, fiind sub înaltul patronaj al lui Hegel, întrucât se împlinesc 200 de ani de la monumentala lucrare Principiile Filozofiei Dreptului pe de-o parte și tot înaltul patronaj al lui John Rawls, de la cărui naștere s-au împlinit 100 de ani și de la cărui lucrare absolut de mare referință, Teoria Dreptății, s-au împlinit 50 de ani, am îndrăznit să candidăm și să dobândim calitatea de organizator a unui congres atât de plin de responsabilitate și a unei asociații de prim rang la scara învățământului superior și la scara, până la urmă, elitei mondiale. După cum bine ați subliniat, avem participanți din aproximativ 40 de țări, de pe 6 continente, peste 450 de profesori și studenți. Ineditul constă și în faptul că am vrut să marcăm această ediție creând un juriu pentru cele mai bune lucrări ale studenților care vor fi premiați, pentru cele mai bune lucrări ale cercetătorilor și masteranților care vor fi premiați și pentru cele mai bune lucrări ale profesorilor. Astfel încât vom marca și din acest punct de vedere ce înseamnă valoare, ce înseamnă respect și ce înseamnă o ierarhie intelectuală. Că tot se vorbește acum să renunțăm la coronițe, să nu știu ce. Noi ne poziționăm pe zona în care coronița înseamnă respect față de valoare, în care coronița înseamnă un stimul la competiție între copii, tineri și adulți, înseamnă până la urmă o încununare a unei munci din partea unui copil, a unui tânăr, a unui profesor consacrat. Este o simbolistică a valorii, dacă vreți. La rândul nostru vom aplica această simbolistică a valorii în cadrul acestor 3 concursuri care se vor desfășura pe parcursul acestui congres. Congresul beneficiază de o prezență extraordinară la nivelul plenary speakers, fiind vorba de profesori de la University of Chicago, locul 4 în lume, de la University of New York, locul 25 în lume, de la George Washington University, locul 27 în lume, de la Arizona State University, considerată prima universitate de stat a Statelor Unite, Imperial College of London, University of Vienna, și aici meritul este iarăși deosebit
al Asociației Naționale al Universității în a convinge aceste prestigioase personalități de prim rang, care poate unii nici nu știau de România, vă spun sincer, să vină aici, să dezbată cu profesorii, să dezbată cu studenții și să aducă roadele propriei gândiri, propriei cercetări din ultimii ani în mijlocul nostru.